toate discuțiile asupra clasificărilor dreapte, stângă, centru, unde o situez liberalismul, sunt evident niște discuții utile în cadrul actual, pentru că în momentul de față țara noastră a intrat obligatoriu și practic vorbind nu spre marea bucurie a majorității, într-un regim liberal care ni s-a deschis odată cu, practic vorbind, cu asasinarea, cu, să spunem, executarea lui Ceaușescu. Și el a fost asasinat. Ce mai contează? În atâtea asasinate, mai unul. De bine, toate aceste situații eu le-am trăit. Inclusiv l-am văzut și eu pe capitan, pe Cornel Uzela Codreanu. Era un tip impozant și un bărbat foarte frumos. Am stat în bancă cu Codreanu Zelea Rieș, la liceu, 3 ani de zile, care era fiul adoptat. Codreanu n-a avut copii, dar și-a adoptat copiii fraților lui. Avea unul de ce, parul Codreanu, mă rog, nume de asta. Și toate astea au fost foarte trăite de mine și, evident, le-am încercat să le dau explicații care nu poate fi decât de ordin ideatic, atenție, nu ideologic. Și am încercat să le justific. Rațiune de stat, situația excepțională a țării. Dar noi, în țara românească, s-a întâmplat după 23 august, nu imediat, un lucru pe care nu-l mai trăisem. Am fost predați unei puteri discreționare care putea să facă cu noi absolut tot ce voia, încât comportarea oamenilor atunci, din acel punct de vedere, din acel moment, istoric se schimbă. Dar rămâne o constantă pe care o trec în contul poporului român, deși unii au tras niște concluzii negative de aici. Și anume că țările românești au fost încă de la Basarab, tot de acolo institui nașterea poporului român, sau la stră românilor, hai să zicem, a trăit condusă de niște oameni excepționali, niște personalități cu totul ieșite din comun, cele mai multe, chiar dacă au fost nevrednice, cum au fost unele dintre ele, dar au fost excepționale. Și mai ales a dat un număr record de oameni culți care purtau coroana domnească, regală, regii inclusiv, acest de tem, Carol al II-lea era un om foarte cult și cu interes pentru literatură, pentru artă. Știa nu știu câte limbi străine, era colecționar. Era un caz, el e un caz patologic, dar totuși nu te făcea de rușine când se ducea să discute cu Căpralul, cum îl califica el pe Hitler. Și când m-a văzut Căpralul pe mine, nu știu ce s-a întâmplat, ce bine. Toți conducătorii noștri au fost așa încât unul dintre oamenii conservatorismului românesc, vorbesc de Petre Carp, a spus acea voce memorabilă: domne, România are conducătorii pe care îi merită. Nu are conducătorii, nu îi merită pentru că sunt de bun. Și ca pentru că la sfârșit, când s-a văzut infirmat, a filmat în prezicerile lui, a spus vorba aceea celebră: România are atâta noroc încât nu are nevoie de oameni politici. Era în 1918-19. Dacă mai apuca să trăiască 10 ani, evident că ar fi spus că suntem cea mai nenorocită țară din lume, cum repetă în cor o serie întreagă de ignoranți care nu știu care a fost soarta bulgarii, a serbii, a grecii, care au fost ocupate de turci, albanezilor și așa mai departe. Noi am avut o situație extraordinară pe care ne-am menținut-o datorită calității excepționale a conducătorilor. Acum este pentru prima dată de la comunism în pace, nu mai număr istoria comunistă propriu-zisă, în care cei care conduc România sunt sub nivelul intelectualității românești,
care ar putea să aspire la asemenea posturi sau asemenea locuri de conducere. Deși nu pot să spun că colegul meu, ca să-i zic așa, Iliescu, i-ar fi un om prost. A fost un elev foarte bun la Spirul Haretie, serie cu mine, colegii mei. A intrat la Politehnică un examen extraordinar de greu, pe vremea când colegii nu nici știau că el este fiul unui comunist. Și acolo, la Politehnică, bani de zile, a fost trimis în Uniunea Sovietică. Știm ce înseamnă asta, că s-au întors atâția de acolo și au venit unul și unul. Inclusiv Ceaușescu, că și Ceaușescu și-a făcut studiile, dacă și-a făcut un studiu, în Uniunea Sovietică. Studiile lui sunt militare. De să vede de aici, deși el se pare că nici nu, în aplicație în Rusia, nu știa să tragă cu pistol, și nu făcuse ce militația. Da, mă rog, ori acest lucru are o mare importanță ca intelectualitatea care poate să facă ceva, nu trebuie să facă, să încerce o solidarizare și să încerce să fie mai activă în câmpul vizual al celor care privesc numai la televiziune. Eu am depășit.